Acum e momentul copiilor să-l cunoască pe Zac în persoană și să începem împreună toți cinci drumul către schimbarea radicală a vieții noastre. Episodul 2. Despărțirile cu lacrimi și așteptarea. Una dintre cele 1.000.000 de întrebări pe care sunt sigur că le aveți este ce anume reprezintă boala lui, această malformație la inimă pe care o are. Are și ceva la plămâni, dar astăzi vom vorbi despre ce are la inimă. Noi, ca un fel, e un perete. Da. Un perete. Inima. Care, în inimă, da. Acolo, dacă tai, este un perete. Și peretele ăla trebuia să are niște organe, ceva. Ceva. Și acolo Zac nu avea nimic. Era pur și simplu gol, da. În perete. Da. Cu alte cuvinte, inima lui nu avea 4 cămăruțe, ci avea doar 2. Eu sunt Paul Mate și bine ați venit la ora de anatomie. Acum eu o să încerc să explic cumva pe înțelesul tuturor cum arată inima noastră și cum arată inima specială a lui Zac. Deci inima noastră este formată din 2 părți, partea stângă și partea dreaptă. În partea de sus noi avem atriile, stâng și drept, și în partea de jos avem ventriculele, stâng și drept. Fiecare cămăruță este responsabilă cu pomparea sângelui în plămâni, cum este partea asta din stânga, unde este atrul drept și ventriculul drept, unde vine tot sângele care se adună, vezi, eu am făcut niște săgeți aici, tot sângele este adunat din tot corpul, care vine prin 2 vene, vena cavă superioară și vena cavă inferioară, ea este adunat din tot corpul și este dus către plămâni, ăștia cu verde sunt plămânii, ok? Iar apoi, după ce sângele este încărcat cu oxigen, da? Eu am desenat cu roșu care este încărcat cu oxigen, este pompat din nou în inimă, unde trece de sus în jos, de la atriu stâng la ventriculul stâng, și este pompat apoi prin aortă și diferite artere, este pompat din nou sângele acesta oxigenat, încărcat cu oxigen, la celule. Și ciclul ăsta tot continuă, sângele neoxigenat este preluat din tot organismul, este dus atriu drept, ventriculul drept și este pompat înapoi către plămâni, da? Deci vena cavă superioară, vena cavă inferioară, artera pulmonară, artera aortă. Bun, asta e inima noastră, cei care suntem sănătoși. Faza este că inima lui Zac este puțin diferită. Inima lui Zac nu are acest perete despărțitor între partea stângă și partea dreaptă, adică între ventriculul stâng și ventriculul drept. El aici, neavând peretele ăsta, sângele lui se amestecă. Adică sângele care are oxigen și sângele care nu are oxigen se amestecă, ceea ce este foarte grav. Și el făcea niște crize prin care rămânea fără oxigen, se învinețea la gură, îi se albeau mâinile, corpul lui nu mai lua oxigen, nu mai era transformat în corp și făcea câte un pas spre moarte. Asta înseamnă că tot sângele din corpul lui, care este pompat de inimă, este de fapt sânge care conține oxigen mult mai puțin decât ar trebui, iar tot corpul lui, de la creier până la organe, este afectat de această lipsă de oxigen. Nivelul oxigenului în sânge se numește saturație, iar dacă noi oamenii sănătoși avem o saturație în jur de 98, 96, 99, așa, imaginează-ți că la el ajungea și până la 60, atât de jos ajungea și poate câteodată chiar mai puțin în momentele lui de criză hipoxică. Cum a fost operația pe care el a avut-o? Vena cavă superioară, aceasta, a fost decuplată de la inimă și a fost cuplată direct la artera pulmonară. Adică doctorii au stat și s-au gândit, mă, dacă sângele e adunat din tot corpul și adus în inimă și acolo se amestecă, hai să decuplăm arterele care aduc sângele în inimă și să le punem pe direct. Asta este operația pe care a avut-o el, Glenn. Acum, următoarea operație va trebui să îi ia vena cavă inferioară, adică cea de jos, și să-i o mute iară pe direct aici, pe artera pulmonară. Ambele vene cave, adică cea superioară și cea inferioară, să ajungă să fie cuplate direct la artera pulmonară și să meargă direct la plămâni. Toate astea au dus la un diagnostic care nu se putea opera în România, așa că el a fost transportat în străinătate, unde s-a putut opera și a stat acolo aproape 6 luni jumate. El a fost tăiat aici pe tot pieptul, a fost așa deschis și s-a lucrat acolo la inimioara lui, care este cât o nucă de mare. Știți, asta este ceea ce vedem noi cu ochii. Noi asta constatăm. Dar ceea ce credem noi cu inima noastră este că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor și nimic nu este la întâmplare.
Îmi aduc aminte de un exemplu pe care l-am citit în Biblie, în care Iisus era întrebat că cine a păcătuit de omul ăsta, s-a născut orb sau, să zicem, bolnav? Părinții lui, mama lui, tatălui, cine? Și Iisus răspunde foarte înțelept și zice: niciunul, ci a fost născut așa ca slava lui Dumnezeu să se arate prin el. Și inima noastră crede că toate lucrurile astea sunt o problemă foarte mică în comparație cu lucrarea pe care o are Dumnezeu cu viața lui și prin care noi toți putem să vedem slava lui Dumnezeu și să învățăm ceva și să creștem și să ne uităm mai mult la Dumnezeu. Deja prin toate zilele astea în care am stat, am analizat să văd oare ce înseamnă malformația lui, cum e, stau și mă gândesc, zic, wow, Doamne, cât de uimitor este tot ceea ce ai creat tu, tot. Eu cum am făcut un desen așa și pare atât de complicat. Dar dacă căutați voi pe Google să vedeți cum arată inima, inima nu e așa o chestie. Este o adunătură de mușchi ca să pompeze sângele în tot corpul și sunt două presiuni diferite. Apropo, când i s-a mutat vena cavă superioară pe artera pulmonară, s-a unit acolo, acolo a mai trebuit să fie strâns, cum a zis, să facă un bending. Adică presiunea care vine din tot corpul să fie reglată. Vă dați seama, asta este o chestie incredibilă. Numai Dumnezeu putea să dea înțelepciune omului ca să vină cu o asemenea soluție. Nu știm încă care este planul ăla perfect, pentru că știm că este un plan perfect. Nu-l vedem, dar asta înseamnă credința. Credința înseamnă să te arunci în ceva ce nu vezi. Boala lui, noi mai ales că suntem creștini, imediat avem credință mare, ne rugăm pentru și nu mai are boala. Știi cum scrie în Biblie? Că poți să ai și un bob de mazăre de credință. Un bob de muștar, credință. Un bob de muștar de credință și poți să muți munții. Păi sigur putem să vindecăm și copilul ăsta. Sau să facem ceva. Deci, da, dar poate Dumnezeu decide că el va trebui să stea cu boala asta. Să stea și nu o să moară, că Dumnezeu știe ce bine, nu? Am încercat să provoc pe scale să văd cât de mult stă ancorată în credință, că lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu și mă uimește credința ei. E o credință pe care mi-o doresc și eu, mă inspiră, învăț de la ea și cred că toți ar trebui să fim ca niște copii, să ne transformăm atât de naivi, să credem, bineînțeles că acționăm în înțelepciune ca și adulți. Dacă plouă afară, îmi iau umbrela, bineînțeles, nu cred că n-o să plouă, dar în același timp cred în planul suveran al lui Dumnezeu. Indiferent câte zile i-ar da Dumnezeu, indiferent câte ar fi ele, noi vrem să fim acolo lângă El și vrem ca fiecare zi să o tratăm ca și cum e un copil sănătos. Deviza asta de o zi sau o viață, sunt gata să mă sacrific, nu putea să fie doar un motto pe care îl luam eu și Sara. Trebuia să fie o chestie de familie. Așa că după o săptămână și câteva zile, am mers împreună toată familia la București și copiii aveau să se lupte și ei la nivelul minții cu tot felul de gânduri. Nu puteam imagina cum ar fi ceva neapărat bun să vină la noi în familie. Știam că era the right thing to do, dar nu venea cu plăcere. Dar încă de prima dată când l-am văzut, prima vizită cu el, pe mine mi s-a schimbat total percepția și parcă sigur Dumnezeu a făcut o transformare în mine, Instant cum l-am văzut, eu am avut o iubire pentru el. Ce nu mi s-a mai întâmplat așa niciodată. Da, dar dacă frățiorul ăsta al tău e bolnav sau e țigan sau e, nu știu, nu gândește ca tine sau e prostuț, ce părere ai? Îl mai iubești la fel de mult? Da. Da? E foarte bine asta, tati. Nu contează copiii cum sunt. Copiii trebuie iubiți. La fel și tu cum mai iubești pe mine. Da. Dragostea cu care iubim noi, ca și părinți, pe copiii noștri și dragostea pe care am început să o primim pentru Zac, a început să curgă pe copii și la momentul întâlnirii a fost ca un fel de reacție chimică încât totul a fost bam, așa, s-au sudat, nu știu, parcă ne-am sudat pe viață. Cred că dragostea pe care o experimentăm și toată familia este una care nu cred că are explicație, pentru că a venit direct de la Dumnezeu. N-ai cum, nu știu dacă ai cum să iubești o persoană așa de repede, în mod normal, doar că cum familia noastră direct, din prima, am avut așa o iubire pentru el,
E care este incredibil, eu nu pot să cred cum poți să iubesc o creatură așa de mult. Sincer, e atât de scump, n-am cum să explic. S-a schimbat total. Adică, din persoana reținută, a început să fie extrem de susținătoare. Cum a fost să aștepți până să-l vezi în realitate? Nu știu, a durat puțin ca mult. Da, aveam multe întrebări. Cum o să fie? Da unde? Da când? Da. Oare chiar se vede așa tare că are capul mai mare și corp mai mic? Sau invers? Sau... în fine. Prima întâlnire mie mi-a schimbat complet tot. Mi-a schimbat, mi-a dat iubire pentru el și mi-a schimbat percepția. Cauza direct la pup. Ia. A fost un moment extrem, extrem de emoționant. Iubitule, ce faci? Vine? Arăta așa mai mic și ca un fel era un om mic, necunoscut. Cum de el, salut! Da, iată. Da. Știi, acum dacă mă gândesc, în poze e mult mai diferit decât în realitate. Ce, te-ai la mine? Ți-aduce aminte de mine? Nu știu dacă își aduce aminte de mine. Bine, mirosea foarte tare la spital, la medicamente, deci fix la spital, dar... nu, și era așa micuț, slăbuț, se uita la mine cu ochii amari. Și mi s-a părut așa scump că avea mânuțele alea grase și mici. Și când i-am văzut iubirea lor, inima lor plină de dragoste pentru Zac, pentru copilul pe care tocmai îl întâlnise, a fost așa ceva, am știut că e din Dumnezeu, am știut că nu e omenesc ce s-a întâmplat acolo. Când l-am văzut, am zis, nu mai pot, e așa de drăguț, deci era mult mai drăguț decât în poze. Așa grăsuț, așa cu obrajele așa mari, dar se vedea puțin capul mai mare și corpul mai mic, dar asta din creierul meu. Eu l-am văzut cum îl văd eu și era foarte drăguț și vroiam să luăm, deci vroiam să luăm, deci eu ziceam, mamă, dar când nu luăm, vreau acasă. Iar n-a fost omenesc ca ei să își dorească din tot sufletul să împartă dragostea pe care noi o aveam pentru copiii noștri, să o împartă cu alt copil. Dragilor, pe noi echipa de la Marie Curie ne-a spart în două. Efectiv, am găsit niște oameni atât de extraordinari. Am putut să oferim chestia asta copilului, să putem ca împreună să-l scoatem afară și să aibă parte de aer, de lumina zilei. Deci scurtez toată lauda asta și nu zic decât respect. Oh, ia ce față are tata! Ce? Cum e fața lui? Ce ochi are? Albaștri. Da, că e albastru cu gri, nu? Cu gri. Prima oară se uită așa. Cine să stea? Cine să stea? Cine să stea? Cum se uită încruntat așa? La oameni. Da, după aia s-a obișnuit cu noi. Știi, așa pe drum. Așa și râdea foarte mult. Mirosea medicamente și a spital și a perfuzii și a toate felurile din spital și asta era mai ciudat. Cum e Amza? Fain, destul de fain. Cum se pare realitatea față de mine? Se pare mult mai drăguț, mai primit, mai blând, tata, mai parcă e un bebe fake. Când l-am scos la plimbare era foarte, foarte cu minte, frumos și așa, cu mult aer că... Și noi acum ne suntem în Brașov și avem foarte mulți munți și așa, și avem mult aer bun. Și în spital, nu,
Nu e așa fain. Și când l-am scos afară, acolo în București, se vedea pe fața lui, pe toți, știi, când se simțea mai bine. De-aia chiar îmi doresc să vin acasă. Uite, acum asta e momentul în care toată familia, noi, am venit și te-am luat de la spital de aici. Este prima dată când ne întâlnim cu tine. E o amintire pentru tine și amintire și pentru noi. Sunt așa emoționat că fac video-ul ăsta. Este în București, pe alee, dar o să mergem cu tine în parc. Mergem până la orășelul copiilor. Hai, mergem, hai familiuță să mergem. Când mi-a zis Paul că a hotărât să expunem povestea asta, să o facem publică, eu am rămas uimită, pentru că efectiv noi nu ne-am gândit că o să filmăm vlog, că noi o să vă arătăm treaba asta. Toate filmulețele pe care le-a filmat Paul au fost pentru amintirea lui Zac. Ca să vedeți voi toate imaginile astea cu Zac, noi avem acordul părinților. Dar la momentul acela nu ne imaginam în viața noastră că am putea avea acordul lor și dacă copilul intra într-o formă de plasament sau ceva, nici atâta. Deci nu speram că imaginile astea vor fi vreodată publice. Pur și simplu erau amintiri pentru noi, pentru el. Am zis, când o crește mare, îi trimitem imaginile astea. Uite, noi te-am cunoscut când erai mic, uite cum ai ieșit prima dată afară și uite cum eram noi cu tine și așa. Dar uite că într-un timp foarte scurt, în 4 luni de când l-am cunoscut, imaginile astea sunt pe net. Mi se pare wow! Hey, ce face, micuțe? Ce gust bun are, nu? Are gust foarte bun. Zaki! Zacheu! Hei, Zacheu! Cum s-a uitat la tine acum? Are treabă! Uite așa! Așa, da? Așa! Ah, ce bine stă băiețelul! Mă repăr pe toată fruntea! Da! Tu cu Amza nu m-ați certat! Care să-l ducă primul, care să-l țină, care să-i dea de mâncare? Da, pentru că eu știu mai bine să conduc căruciorul, să nu fie în groapă. Răsca, nu, eu vreau. Ce lasă cheia? Uite! Băi, crăcănilă! Și cum se lasă? Adică așa suntem noi, că mie îmi place să-l plimb pe Zac cu căruțul. Amza îl conduce doar de fapt, doar așa, să vadă și el, dar nici măcar nu poate să vadă că e prea mare căruciorul pentru el. Ca în Ucraina și Rusia. Rusia zice că Ucraina e țara lor. Și Ucraina zice că Rusia e țara lor. Și după aia s-au certat pe țară. Și așa eu mă cert, eu mă scap pe căruț. A fost așa o întorsătură, că de la nici nu doream așa să-l văd, la despărți, când a trebuit să ne despărțim el, să am plânsul în gât și să nu vreau efectiv să mă despart. Adică deja parcă era parte din familia noastră și nu, era, avea o bucățică din inima mea și în care, cum să nu, Zaki, te iubesc. Hei, hei! Pa, pa! Erau milă de el că stătea acolo singur, nici fără mamă, nici fără nimeni, stătea singur. Și stătea în pat toată ziua și se juca cu jucării, care nici măcar nu știa să se joace. Groaznic. Mi-a fost doar de el. O zi sau o viață, sunt gata să mă sacrific. Și am zis, l-am văzut eu cu Sara, acum l-am văzut toată familia. Mâine nu știm dacă putem să-l vedem iarăși, dar dacă totul se oprește aici și niciodată nu-l vom mai vedea. M-am gândit la momentul ăla, zic, ce bogăție, cât de multe lucruri am învățat și ce ocazie extraordinară să fim implicați în viața unui copil care la acel moment avea nevoie de lucrurile astea. Ce bogăție! Fiecare despărțire conținea o grămadă de emoții din toate felurile, multă tristețe, copiii chiar suferiau.
chiar simțeam dragostea lor la un nivel extrem de înalt. Unul mănâncă înghețată, două fete beau ceai latte, mami beau un cappuccino. Și bebe bea sub o patată. E bună? E bună, da? Când ajungem acasă să mâncăm cu lingurița, iubitule, nu așa cu biberonul. Cu lingurița, bucățele, dă-i iubitule. Îți crește dințișorii, crește dințișorii. Ce fain, o să papte cu dințișorii aia. Ieri când l-am văzut plecând, mi-a fost așa, nu știu, parcă m-am simțit goală. Apoi după aia mă gândesc cum o să fie și azi, încă o zi de stat cu el. Și vrem să-l vedem cât mai des. Apoi, în sfârșit, să vii odată la noi. Că azi să știi că ne dorim foarte, foarte cel mai mult astăzi să vină la noi. După ce s-a terminat vizita, am știut că toți suntem pregătiți să facem pasul ăsta și ne dorim să-l luăm în familia noastră, să fie fratele meu. Eram pregătită pentru asta și dacă nu știam ce să se întâmple, nimeni nu știa, era totul foarte... Eram toți într-o incertitudine, doar că noi aveam siguranța asta că Dumnezeu știe ce e mai bine pentru noi și noi trebuie doar să îl urmăm și să zicem da, Doamne, cu tot, cu Domnul înainte. Doamne, o să luăm, iubitele. O să luăm un scurt, să știm. Ia plângi. Atâta de inimos ești, mami. Uite, țelul de la tine, uite, mami. Nu știe. El cunoaște oamenii acolo, cunoaște infirmierele. Nu, asta e că soța lui în spital. Mă, dar după aia o să vină la noi în familie, mami. O să vină. O să vină într-o lună. Trei zile de zile. E mult. Hai să-l ducem. Hai să-l ducem sus. Haideți. Da, bine. Bine că el e bebe, ca să nu înțeleagă ce vorbim noi acum. Exact. Chiar îl luăm de tot peste o lună. Da. Nu, peste 30 de zile, Tusca. E la fel. E la fel ca 100 de zile. Mori. Iasă că mai venim săptămâna viitoare la el. Nu, hai să mergem să-l ducem. Haideți. Rămâi în mașină, Sca? Nu okay. Vrei să vii? Nu-mi place deloc. Da. Asta este, trebuie să facem foarte multe acte. Ai văzut că de aia mergem și o să ne întrebe și de la direcție tot felul. Trebuie să stăm să ne analizeze că suntem niște părinți buni. Suntem, trebuie să zicem doar o dată. Suntem părinți buni. Și tu ești frate bun? Cel mai bun frate. Copiii nu plângeau pentru niște jucării sau că vor să mai stea încă puțin pe telefon. Plângeau pentru că în ei era iubire. Și chiar dacă poate aparent chestia asta pare, vai, la ce ați expus pe copii? Dragilor, dacă gândiți așa, vă spunem că nu suntem de acord cu voi, i-am expus la o chestie extraordinară. O chestie care este din Dumnezeu, sacrificiu, o inimă care urmează să se modeleze în felul ăsta. Noi ca și adulți trebuie să dărâmăm multe până să ajungem la acea sinceritate pură, dar ca ei să înceapă de acum să experimenteze acest sacrificiu este un lucru extraordinar, să știți. Cum ți s-a părut așteptarea asta de două luni în care am mers la București, l-am vizitat pe Zac și
Nu știu. O perioadă foarte groasnică. Că mereu l-am vrut pe Zac să-l avem în familie. Și acum eu mă gândesc de el. Te gândești la el? Ce o fi, ce a făcut, ce face. A fost frumos? Da? Unde ai fost? Unde ai fost? La Mickey Mouse acolo? Da? Ce iubit. A dormit în cărucior, a păpat. Mama, pot și eu să-l iau pe Zac în brațe și mama mi l-a dat, da, pe scaun. Că era mai, când era mai mic, era mai ușor. Când era, a crescut mai mare, era mai greu. Ia, s-a umplut pe împărțul. Ne vedem într-o săptămână, iubitul. Nu a fost o perioadă ușoară de naveta între Brașov-București. Stăteam câteva zile, nu ne mai stătea capul deloc la treabă, aveam tot felul de proiecte de făcut și le-am lăsat pe locul 2, 3, 4, dar prioritatea era familia noastră și Zac. Când mă gândesc că acum va trebui să-l ducem înapoi. Îi purtam în rugăciune de fiecare dată, ne uneam toată familia seara. Era cu noi în casă, chiar dacă el era în spital. În general, vezi planul lui Dumnezeu și cum lucrează el mâna lui doar când te uiți în urmă. Acum când mă uit în urmă, văd atât de clar cum el a așezat toate lucrurile în mod atât de perfect. Și vreau să-i mulțumesc și toată lauda este a lui, nu este a noastră. Noi n-am făcut nimic, noi am fost niște oameni slabi care am spus da. Am spus da la ceva ce tot el ne-a pus să zicem da, adică nici măcar daul ăla nu a fost, nu-i meritul nostru. După vizita asta la București, au urmat niște săptămâni de haos. Noi nu am prea postat din ce ați văzut, dar asta nu însemna că nu eram activi. Două zile, trei pe săptămână sau la două săptămâni ne întorceam la București ca să-l vedem pe Zac. În celălalt timp eram la Brașov, trebuia să ne atestăm ca familie de plasament. Asta a însemnat de adus o droaie de acte, vizite la psihiatru, la psiholog, întâlnit cu psihologii de acolo, de la protecția copilului, de vreo câteva ori, să vorbim despre viața noastră, despre amintiri din copilărie, cum am crescut, cum ne educăm copiii, cum suntem în relație cu ei. Apoi a trebuit să facem un curs în care a trebuit să învățăm să fim părinți. Și am stăteam câte 4 ore pe zi acolo, nici nu mai știu câte zile, dar foarte mult mi s-a părut tot procesul ăsta. Și asta nu înseamnă că n-ar trebui să fi fost, pentru că nu poți să încredințezi un copil la niște nebuni. Trebuie să îi sortezi cumva pe oamenii care vor să ia copii în familie. Dar vă zic, a fost o așteptare foarte mare. În paralel mai eram și invitat prin țară în diferite tabere, conferințe, să vorbesc. M-am apucat să și filmez documentarul despre avort, by the way, m-am apucat să filmez și mă plimbam prin țară, eram cu camere, cu microfoane, cu alea, deci trebuia să mai fiu și pe acasă, cu copiii, cu țara, a fost o perioadă haos. Și cea mai dureroasă fază din absolut tot a fost incertitudinea și așteptarea. Știu că și voi aveți în continuare 1.000.000 de întrebări și noi aveam la momentul ăla 1.000.000 de întrebări și voiam să găsim răspunsul, voiam să se rezolve odată, dar încercăm ca la o parte din ele să vă răspundem în videourile următoare.